Diego, vii cu mine la balul de ziua îndrăgostiților? Și tu îl invitai odată cu mine pe Diego. E ceva suspect acolo. Diego e pe bancă împreună cu Vera. Trebuie să ajungem odată să-l invite. Vera e cea mai drăguță din cramă, de asta mă tem eu. Ce este, fetelor? De ce ați venit în fugă? Bună, fetelor! Pa! Fetelor! Fetelor, fetelor, fetelor! Ce-i? De ce a trebuit să fugă? Au! Au! Bună! Hehe! Fii mai atent pe unde mergi! Gata, gata. Dacă vreau, o să plec. Peste două zile... Wilson, ești bine? Da, mă rătrașându. Afară. Diego! Bună, Nina. Ce faci? Deci? Păi, scuze, eu trebuie să plec. Târziu. Bună, Nina, vezi? Sunt bine. Bileanul meu o să reușească. Pa de mine, tocmai a vomitat? Nu a rozat, nu? Stai! Nina, ai putea să te întorci? Îmi pare rău pentru vânătaie. Nina nu poate vorbi acum, cred că e vina ei. Ce? Dar nu e vina ei. Ani se arăt că-s bine, pe cuvânt. Știu, știu, își revine ea. Peste o săptămână... Era vorba că e vară. De ce? E așa răcoare. De ce ești așa răgușită? Eu răgușită? Dar... Eu cred că ai... dreptate. Care suferă de o boală? Poftim? Emi! În mod sigur. Acum venim, Emi, la spital. E cea mai gravă boală pe care am întâlnit-o. Care? Cum că auzi un sunet în urechi de parcă un avion a stat lângă ele și că vorbim de 12 ori pe zi. Dă-mi eu! Dar am nevoie de ea! Să o lipesc pe telefonul meu Superstar Gen 11. Fulge expresă? Da. Ce? Sunt extremate! La par... Uite pe Bela, să vorbim! Mai bine nu. Ce? De ce nu? Săptămâna trecută s-a luat la frunte și m-a speriat foarte tare. Și asta e în cauza mea. Și a trecut atât de multă vreme încât Bela nu mai place. Acum e spre noi să vorbească. Nina, prostuțo! Sigur că mai place de tine. Ai putea să nu te mai compozezi să mă înțelegem. Te rog. Hai, să vedem ea, prietene. Iar? Stai! Era și cazul. E Emi Fira. Îmi pare rău că ai avut zile așa de nasole. Ok, da, și? L-ai invitat pe Diego, iar e cu Vera pe bancă. Diego, cum a putut fi așa de... Nu! Am uitat, iar l-am invitat deja. Cum? Frate, dumneam. Diego! Diego, vii cu mine la balul de zi. Ce puțin la frunte? A mea? Da. Păi, peste ceva vreme... Wow, vii cu mine la balul acela. Cu mine? Da, da. Trebuie să vă scot un plac pe Bela asta. Vine să plâng, dar nu se fac altă față cu Diego.
M-ai invitat Diego. Am dus în fața lui Diego. Nu se zice că s-a fost. E bine? Ce e cu Emmy? La balul de ziua îndrăgostiselor? De ce a trebuit să merg cu Diego? Am devenit super stresată cu Titi. Deja au venit? A venit Bella. Cu mașină? În mașină. Diego, cu cine crezi că va merge Bella? La balul de ziua îndrăgostiselor? Haris! Vera! Hei! Aici! M-a ajuns să-mi pui părul. N-ai putut acasă. Nu mai aveam timp. Aha. Cu cine mergi? Am venit așa, am vrut toți beții. Oh, aș fi vrut cu Romeo, dar cu Nina. Ia, îți place. Romeo și Nina? Gata. Mersi, pa! Nina! Acasă, gata cu plasturile. Nina și cu mine sigur o să fim iar prietene când o să vadă. Nu te teme, nu am nevoie de plasture. Eu trebuie să închid, mă sună cineva din cameră. Cum e Nina? E încă supărată, te anunț când e bine. Ce vreau să vorbesc cu Nina? Trebuie să fac ceva. A doua zi la școală. Bună, Bella, mă poți așeza lângă tine? Sigur, Marlen. Aș fi vrut să stea Nina. La destinație. Vă rog, doamnă Lila, lăsați telefonul. Asta e o excursie în natură. Nu dăm exemplu prost copiilor. S-o crezi tu. Așa mai merge. Ce? Au! Asta a fost stupid. Să fiu prietenă cu ea. Da. Antonia! Antonia. Vrei? Pa! Mă duc să văd ce vrea doamna Lila de la mine. N-am putut să zic să fim prietene. Mai încolo. Antonia! Casa se părăsită. Ușa tocmai s-a deschis singură. Cine este? Bella? Casa asta vântuită. Sau, fetițo? Eu sunt Lili Boboșan, iar el e soțul meu, Hansel. Fantome! Cine m-a oprit să cad? Emi? Bella, unde a fost și de ce plângi? Stai, Bella! Acasă, Bella? Mama! Ce? O, două... Cred că mă voi duce la mine în cameră. Bună idee. La școală, în excursie. Bella? Da. Ești bine? La destinație. Să nu mă vadă nimic că plâng, să nu mă vadă nimic. Vrei să fii cu mine? Da. Vreau să zic ceva. După școală. Ce bine parcă suntem cele mai bune prietene. Asta e casa. Vine! Sau, fetițo, eu sunt... Antonia, fugi! Sau... Antonia, mama... A doua zi... Bună, Nina! Bună! Antonia nu va mai locui cu mine. Și nu e supărată. Nu! Bună! Salut, Emi!